București vă prezintă rubrica Meteo. La noapte cerul va fi înorat și vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în zonele deluroase și montane, în centrul, estul, sud-estul țării și local în restul teritoriului. Cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat, iar în Moldova, Muntenia, Dobrogea și la munte, pe arii restrânse, 35 de litri pe metru pătrat. Izolat va cădea grindină, temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 16 grade. Mâine, vremea va fi în general instabilă și răcoroasă, vor fi ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului, mai ales ziua. În Muntenia, Dobrogea, Moldova, Transilvania, în zonele de deal și de munte și local în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor depăși în zona montană și în sud-estul țării 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 grade în depresiuni și 25 de grade în nord-vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade. În capitală, la noapte, minima va fi de 14 grade Celsius. Mâine, vremea se va menține răcoroasă, iar maximele nu vor depăși 20 de grade Celsius. La munte, vremea va fi destul de rece. Maximele se vor încadra între 7 grade Celsius în Ceahlău și 13 grade Celsius în Poiana Brașov. APANOVA, compania de ape București, v-a prezentat rubrica Meteo. Bună seara, bine v-am regăsit la știrile B1 TV. Iată pentru început titlurile ediției. O femeie a fost lovită în capitală de un copac rupt, iar alți 10 de pomi au fost puși la pământ în urma unei furtuni. Pompierii au intervenit în 30 de cazuri. Ludovic Orban este noul președinte al liberalilor, ales cu peste 3.000 de voturi, în vreme ce contracandidatul său, Cristian Bușoi, a reușit să obțină sub 1.000. Sorin Grindeanu a avut parte de o baie de mulțime în fața sediului PSD Timișoara. Cu lacrimi în ochi, premierul i-a transmis din mulțime lui Liviu Dragnea că democrația trebuie readusă în partid. Furtună de proporții, o femeie a fost lovită în capitală de un copac rupt, iar alți zeci de pomi au fost puși la pământ. O oră de ploi torențiale și vânt puternic a fost de ajuns ca să se dezlănțuie potopul. A fost cod galben în județele Ilfov, Ialomița, Clăraș și Giurgiu. În județul Timiș, vântul a bătut cu peste 65 de km la oră, iar vijelia a produs pagube. În orașul Buftea, furtuna a fost atât de puternică încât un întreg festival a fost oprit. O ploaie care a durat mai puțin de jumătate de oră a dat mari bătăi de cap autorităților din capitală. Zeci de copaci au fost smulși din rădăcină și aruncați pe șosea, iar mai multe mașini au fost distruse de crengi. În total, pompierii au fost nevoiți să intervină în 30 de cazuri. Vremea rea a stricat și bucuria celor de la festivalul Summerwell din Buftea. O femeie a fost rănită grav de un copac. Aproape 10.000 de oameni erau pe domeniul Știrbei și în jurul orei 16, cred că în 3 minute, s-a iscat o furtună ca o tornadă. O vijelie fantastică, au început să cadă crengi, a căzut un copac pe o alee și că o femeie a fost rănită, are o gleznă întoarsă și două coaste rupte. Am luat decizia să suspendăm ziua de astăzi pentru că ni s-a părut mult mai importantă siguranța spectatorilor, copiilor. Județele Ilfov, Ialomița, Călăraș și Giurgiu s-au aflat sub cod galben de ploi și pentru județul Timiș a fost emisă o avertizare de vânt puternic. Vorbim de averse cu frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, de asemenea posibil și grindină de mici dimensiuni. În contextul dezastrului provocat de furtuna din capitală din această seară, secretarul general al guvernului Victor Ponta îi recomandă primarului general al capitalei Gabriela Firea să ia o pauză de la propaganda politică de la televiziune și să își facă datoria față de bucureșteni conform fișei postului. Mesajul a fost postat pe o rețea de socializare. Ponta mai completează faptul că ministrul afacerilor interne Carmen Dan și conducerea ISU își îndeplinesc atribuțiile legale privind situațiile de urgență. Șeful guvernului luxemburghez și-a cumpărat cosmetice din Sibiu. Vedem mai multe imagini imediat la știri.
PNL are conducere nouă, Ludovic Orban este noul președinte al liberalilor, ales cu 3.000 de voturi, peste 3.000 de voturi, în vreme ce contracandidatul său a reușit să obțină sub 1.000. Orban transmite că PNL va fi un partener loial, corect și transparent pentru președintele Klaus Iohannis. Domnul Ludovic Orban este declarat președintele Partidului Național Liberal. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Pentru mine, începând de astăzi, viața este mult mai grea, mai dificilă. Port pe umeri o răspundere uriașă, port pe umeri răspunderea de a transforma Partidul Național Liberal în forța politică de care are nevoie România. Ludovic Orban a vorbit despre trei principii care vor sta la baza funcționării PNL. Doctrina liberal-conservatoare, respectarea parteneriatelor internaționale și parteneriatul cu președintele Klaus Iohannis. Partidul Național Liberal va fi începând de astăzi un partener loial, corect, transparent, pentru președintele Klaus Iohannis și pentru punerea în practică a tuturor obligațiilor pe care ni le-am asumat împreună în momentul în care am câștigat alegerile din 2014. Contracandidatul său, Cristian Bușoi, a obținut sub 1.000 de voturi. Îl felicit din suflet pe Ludovic Orban, respect acest rezultat. Am înțeles că sunt foarte multe lucruri care trebuie schimbate în felul în care acționează și comunică Partidul Național Liberal. PNL trebuie să rămână o echipă unită, PNL trebuie să meargă înainte cu toată forța, cu toată încrederea, pentru că ideile și principiile pe care noi le apărăm sunt ideile și principiile drepte. Klaus Iohannis nu a luat parte la congresul PNL, dar a transmis un mesaj cu așteptările sale. România are nevoie astăzi, mai mult ca oricând, de partide puternice. Prin partid puternic nu înțeleg însă un partid unde liderul său este puternic, ci un partid unde democrația internă este reală, unde există dezbatere, unde toate resursele valoroase ale partidului sunt folosite la potențialul lor maxim. Un partid puternic înțelege preocupările, grijile, nevoile și aspirațiile electoratului său și răspunde articulând programe și politici publice eficiente și responsabile, a precizat consilierul prezidențial Laurențiu Ștefan. Congresul PNL a fost prima reuniune a acestui for de la încheierea fuziunii dintre PNL și PDL. Duminică va avea loc ședința Consiliului Național care va alege echipa centrală a conducerii PNL, biroul executiv. Victor Ponta lămurește una dintre enigmele acestor zile și afirmă că premierul Sorin Grindeanu este într-o legătură directă cu președintele Klaus Iohannis. Dacă puteți clarifica legătură cu demisiile pe care le-ați trimis ieri la Palatul Cotroceni, ați primit vreun răspuns în momentul de față de la președinte? Sunt convins că primul ministru are comunicare directă cu președintele țării și atunci când va fi ceva de comunicat, prin purtătorul de cuvânt vă va anunța. Iar eu, ca secretar general, voi pune în aplicare imediat deciziile președintelui și ale primului ministru. Imaginile zilei vin de la Timișoara, unde Sorin Grindeanu a avut parte de o baie de mulțime în fața sediului PSD. Sute de oameni l-au aplaudat, l-au îmbrățișat și l-au sărutat pe premierul intrat în disgrația lui Liviu Dragnea. Grindeanu a profitat de ocazie și cu lacrimi în ochi a transmis din mulțime lui Dragnea că democrația trebuie readusă în partid. Premierul Sorin Grindeanu a fost primit de sute de susținători la Timișoara. Șeful executivului a mers acolo pentru a le cere sprijinul social-democraților în demersul său de a-l îndepărta pe Liviu Dragnea de la conducerea partidului. Din mulțime, cu ochii în lacrimi, Grindeanu i-a transmis un mesaj. Ceea ce i-am transmis și până acum domnului Liviu Dragnea, să-și asume modul în care a gestionat lucrurile în partid, să demisioneze. Eu fac același lucru. Îi cer să fie un adevărat bărbat politic, să nu fugă.
Până acum, în județul Timiș, 4 deputați și 2 senatori PSD și-au exprimat susținerea pentru premierul Sorin Grindeanu. Socialdemocrații au promis că vor vota împotriva moțiunii de cenzură. Filiala PSD Timiș a semnat acum 5 zile, la inițiativa celor aproximativ 50 de primari pe care îi deține partidul în județ, o rezoluție de susținere a premierului. Documentul a fost transmis conducerii centrale a partidului. Liviu Dragnea pare să nu se lase intimidat de atacurile lansate de Sorin Grindeanu. 40 de organizații județene ale PSD au semnat o declarație comună prin care se delimitează de Victor Ponta și de premier. Organizațiile socialdemocraților din teritoriu susțin că cei doi încearcă într-un mod neconstituțional să preia puterea executivă a statului român. În plin scandal politic, Liviu Dragnea caută sprijin în rândul organizațiilor județene. Toți liderii din teritoriu au decis să semneze un document prin care își arată nemulțumirea față de ultimele acțiuni ale lui Sorin Grindeanu și Victor Ponta. Toate organizațiile PSD din țară au votat o declarație comună prin care se desolidarizează de lovitura de stat de la Palatul Victoria. Excepție fac doar două filiale, cea din Timiș, președinte Sorin Grindeanu, și cea din Caraș-Severin, pentru că nu s-a întrunit încă în forurile de conducere pentru a lua o decizie, deoarece președintele Ioan Mocioalcă nu a fost în județ, se arată în comunicatul PSD. În același document se arată că majoritatea covârșitoare a filialelor PSD condamnă tentativa ilegală și neconstituțională a celor doi foști membri ai partidului, Sorin Grindeanu și Victor Ponta, de a prelua puterea executivă a statului român. Socialdemocrații susțin că cei doi nu reprezintă Partidul Social-Democrat și nu au niciun drept să angajeze numele partidului într-un demers de acest fel. Ponta și Grindeanu mai sunt criticați pentru că ar fi acționat în nume propriu și ilegal. Mesaj clar al președintelui Klaus Iohannis în urma scandalului din interiorul PSD. Șeful statului cere socialdemocraților să termine cât mai repede criza, deoarece nu este benefică României. Mesajul lui Iohannis vine după o întâlnire la Sibiu cu premierul Luxemburgului. Legat de situația politică actuală, pot să spun așa, numai de asta n-am avut nevoie și am solicitat PSD-ului pe toate căile de comunicare să termine repede această criză și să mergem mai departe. E păcat, avem deschidere în lume, ați văzut, în Statele Unite am fost foarte bine primiți, avem deschidere mare în Europa, ce ne mai lipsește este un guvern stabil, sper să se rezolve repede. Klaus Iohannis a vorbit și despre moțiunea de cenzură de duminică. Este treaba lor cum o fac, nu stau eu să dau lecții PSD-ului, este un partid mare și sper să-și rezolve problema foarte, foarte repede. Șeful statului participă la Sibiu împreună cu premierul luxemburghez la manifestările prilejuite de împlinirea 10 ani de la momentul Luxemburg-Sibiu, capitale europene ale culturii. Imagini inedite cu premierul Luxemburgului Xavier Bettel. După întâlnirea pe care a avut-o la Sibiu cu președintele României Klaus Iohannis, șeful guvernului luxemburghez a vizitat un magazin de cosmetice. Imaginile au fost surprinse în centrul Sibiului. Înconjurat de bodyguards, premierul Luxemburgului se plimbă nestingherit prin orașul de pe malul Cibinului. Xavier Bettel a intrat și într-un magazin de cosmetice, de unde a ieșit cu o pungă plină cu produse. Sunt foarte bucuros că l-am convins pe domnul prim-ministru Bettel să vină nu numai la București, ci și la Sibiu. Astăzi sărbăm noi cu echipele noastre nu numai 10 ani de capitală culturală, ci ne-am întrunit și pentru a sublinia că România este în Uniunea Europeană de 10 ani. Cu o zi înainte, premierul luxemburghez a fost primit la București de premierul Sorin Grindeanu. Noul secretar general al guvernului Victor Ponta anunță că luni va avea loc o ședință pregătitoare de guvern, în timp ce duminică vor fi anunțate actele normative urgente care trebuie adoptate fără întârziere. Cu această ocazie, Ponta a subliniat că există câțiva miniștri care încă vin la birou și lucrează, în timp ce alții și-au delegat atribuțiile. Vom avea o listă clară a celor acte normative care trebuie adoptate fără întârziere. Și e vorba aici de fonduri europene, este vorba de diverse acte ale guvernului care trebuie și care nu pot fi întârziate până când se lămurește situația politică în Parlament a guvernului. Cu prioritățile stabilite, Victor Ponta a inventariat situația miniștrilor din cabinetul Grindeanu. Sunt miniștri care și-au delegat atribuțiile unor secretari de stat, sunt alți miniștri care nu le-au delegat și deci ei personal vor face partea de avizare și tot ceea ce este absolut urgent, repet, absolut urgent și care nu suferă amânare, voi prezenta premierului.
în așa fel încât, indiferent de situația politică, să nu pierdem bani pentru țară, să nu pierdem acțiuni care nu pot să aștepte. Până la ședința de luni, o fotografie în care apar Sorin Grindeanu, Victor Ponta și Augustin Gianu sfătuindu-se într-o sală de ședințe a devenit virală pe internet. Imediat au curs și ironiile la adresa unui guvern cu un număr prea mic de membri. Astăzi a fost ziua calculelor și a negocierilor pe scena politică. Victor Ponta a fost la Palatul Victoria, unde a purtat discuții cu mai mulți parlamentari și lideri politici. Acelea surse dezvăluie că noul secretar general al guvernului și premierul l-au negociat cu DMR și nu vor vota moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în principiu UDMR nu ar vrea să arbitreze în cadrul coaliției pentru că ar fi normal ca guvernul să fie susținut de majoritatea parlamentară. O decizie va fi luată însă miercuri. Vom lua o decizie probabil miercuri, înainte de vot, la ședința comună a grupurilor reunite și până atunci vom discuta, vom negocia și vom analiza în fiecare moment, în fiecare oră, în fiecare zi, ceea ce se întâmplă până miercuri. Trebuie să vedem și textul moțiunii, cum arată moțiunea. Traian Băsescu avertizează UDMR să nu intervină în această dispută. Președintele PMP susține că negocierile privind eventualele interese se pot face cu câștigătorul care oricum va avea nevoie de o alianță cu acest partid. Pentru ca moțiunea de cenzură să treacă, Liviu Dragnea are nevoie de 233 de voturi în plenul Parlamentului. Majoritatea PSD-ALDE are 250 de parlamentari, iar Ponta și Grindeanu ar avea nevoie de 18 voturi ca să întoarcă soarta moțiunii de cenzură. Asta dacă întreaga opoziție s-ar abține sau ar vota împotriva moțiunii de cenzură. UDMR are în acest moment 30 de aleși în legislativ care pot înclina decisiv balanța în favoarea președintelui PSD, indiferent de trădările din partid. Opoziția critică dur scandalul din PSD. Ludovic Orban susține că PNL nu va participa mâine la citirea moțiunii împotriva premierului. Luni, partidul își va exprima poziția față de actuala criză politică. Pe de altă parte, Raluca Turcan dă de înțeles că PNL nu va vota moțiunea PSD. Totuși, există și liberali care fac apel la stabilitate. Fostul președinte Traian Băsescu este de părere că cea mai bună atitudine a partidelor de opoziție ar fi să nu se prezinte nici mâine la citirea moțiunii și nici miercuri la dezbaterile acestea. Și USR anunță că nu va participa la moțiune. Duminica e zi de odihnă de la Dumnezeu. Nu vom participa. Noi avem în cursul zilei de mâine etapa a doua a alegerii conducerii naționale, alegerea biroului politic. După alegerea biroului politic, voi convoca biroul politic luni pentru a hotărâ care este poziția oficială a Partidului Național Liberal față de grava criză în care se află România datorită majorității parlamentare. Liberalii acuză că ședința de duminică a PSD nu este organizată în mod legal. Ședința nu este convocată conform regulamentului și într-un mod legal, așadar. Considerăm că PSD ar trebui să se devoaleze în întreaga splendoare și să încerce să se decimeze din interior, așa cum a făcut până acum. PNL-ul va avea de luni o conducere legitimă și această criză, cred că este o criză politică, declanșată de pătările interne din PNL, sigur că ne privesc pentru că din PSD, ne privesc pentru că privește și România. Va trebui analizată foarte serios această poziția noastră, dar eu cred că ar trebui să intrăm în acest joc. Cristian Bușoi este de părere că opoziția trebuie să aibă o poziție fermă. Cred însă că Partidul Național Liberal trebuie să își asume niște responsabilități, să încerce să facă o majoritate împotriva PSD și să oprească acest circ care face rău României și care vine doar din lupta pentru putere în interiorul PSD și din dorința președintelui PSD de a controla România și guvernul României. Reacții dure au venit și din partea fostului președinte Traian Băsescu. Sigur că vor prostitua, ca de obicei, procedura. Probabil se vor întâlni mâine dimineață cei ai PSD-ului din cele două birouri, plus ALDE,
vor avea cvorum și vor lua decizia în cursul zilei de mâine, că tot mâine se citește moțiunea. Cea mai bună poziție a partidelor de opoziție, dar și a membrilor PSD care nu înțeleg acest mod de a face politică, ar fi să nu se prezinte nici mâine la citirea moțiunii și nici miercuri la dezbaterea moțiunii. Și USR s-a decis. Nu va participa la votul pentru moțiunea de cenzură pentru demiterea guvernului Grindeanu. USR consideră că singura variantă onorabilă este aceea a alegerilor anticipate, a anunțat Elec Levente, președinte interimar al partidului. Considerăm în momentul de față că este un circ care s-a produs între două găști, mai precis între Dragnea și Grindeanu. Nu vrem să intervenim în acest circ. Cetățenii nu sunt prezenți în această dezbatere. Este o bătălie între hoți și incompetenți și noi nu vrem să participăm la această luptă a lor internă, a precizat liderul USR. Este panică în rândul socialdemocraților. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Grindeanu va fi citită mâine în plenul Parlamentului la ora 16:30, a anunțat azi noapte Mihai Fifor. Liderul grupului PSD din Senat a precizat că partidul nu mai poate aștepta și asista impasibil la acțiunile ilegale ale lui Sorin Grindeanu și Victor Ponta. Inițial, Liviu Dragnea anunțase că moțiunea va fi citită luni. Am decis să convocăm colegii parlamentari pentru duminică și duminică, începând cu ora 16:30, în plenul Parlamentului se va citi moțiunea de cenzură. Nu putem să așteptăm, nu putem să asistăm impasibil la ceea ce se întâmplă și considerăm că este normal ca Parlamentul României să reacționeze și să putem să repunem în ordinea normală a lucrurilor ceea ce se întâmplă în momentul de fapt. Dorim să citim moțiunea de cenzură duminică, pentru ca în termenul cel mai scurt România să redevină o țară în care se guvernează legitim. Mihai Fifor a mai spus că acțiunile lui Sorin Grindeanu și Victor Ponta în calitate de foști membri ai partidului sunt ilegale. Partidul Social Democrat condamnă categoric modul în care foștii membri de partid Victor Ponta și Sorin Grindeanu au înțeles să intre în acest demers, din punctul nostru de vedere, total ilegal și neconstituțional. Vrem să subliniem faptul că niciunul dintre cei doi nu reprezintă Partidul Social Democrat în aceste acțiuni ilegale și neconstituționale și nici nu au fost mandatați de vreun for de conducere statutar al partidului nostru să întreprindă aceste acțiuni. Deputații și senatorii PSD au fost convocați prin SMS la Parlament. Dragi colegi, vă rog mult să ne mobilizăm și duminică, 18 iunie, ora 15, să facem cu toții un efort și să ne întâlnim în ședința de grup de la CDEP pentru semnarea moțiunii de cenzură. Prezența obligatorie, se arată în mesajul transmis parlamentarilor de conducerea partidului. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Grindeanu nu va putea fi citită mâine în Parlament. Surse apropiate prim-ministrului citate de news.ro susțin că motivele ar fi procedurale. Textul moțiunii trebuie trimis la data depunerii și către executiv, dar registratura este închisă în weekend. Dacă totuși se va întâmpla acest lucru duminică, premierul ar putea să nu vină la citirea moțiunii, invocând nerespectarea procedurii. PSD va explica în moțiunea de cenzură cum a greșit susținându-l pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Liderul PSD-ul, Paul Stănescu, a declarat că se discută cu UDMR și pentru susținerea unei alianțe de guvernare. O să consider până la urmă următorul lucru. Am greșit când am făcut această realizare. Asta o să fie bun. Și să spunem cum am greșit. Deci programul de guvernare nu e grav. Asta o să spun. Cum am greșit. Nu mă rog că am greșit, că dacă făceam o alegere bună, nu se întâmpla ce s-a întâmplat acum. Șeful PSD Olt a spus și că următorul moment va fi foarte greu în nominalizarea viitorului prim-ministru. Totodată, el a confirmat că PSD discută cu UDMR pentru susținerea moțiunii de cenzură împotriva lui Sorin Grindeanu și pentru susținerea unei alianțe de guvernare, dar că până în prezent nu a fost o discuție concretă. Stănescu s-a declarat convins că moțiunea va fi semnată de toți parlamentarii PSD și ALDE. Singura condiție, altceva nu există. Ca să dai carte, noi nu dăm un guvern jos, prim-ministru. Noi facem moțiunea să avem un prim-ministru, domnul Jos. Ceva care e în noaptea minții. Dar e singura măsură funcțională prin care se poate da un guvern jos.
Ministrul pentru Mediul de Afaceri anunță public că își va continua activitatea în guvern până în momentul în care demisia sa își va produce efectele și o va face din responsabilitate, nu la amenințările unui pilot care și-a pierdut licența de zbor, scrie Alexandru Petrescu pe Facebook. Reacția vine după ce Victor Ponta a avertizat că miniștrii care nu își vor face datoria și nu își vor îndeplini atribuțiile în această perioadă tensionată de pe scena politică vor avea de suferit. Până nu se va publica în Monitorul Oficial decizia de încetare a mandatelor, răspunderea poate fi penală, spunea Ponta. Îmi îndeplinesc atribuțiile pentru care am fost investit și o voi face în continuare cu maximă seriozitate până când demisia mea își va produce efectele. O fac sub imperiul conștiinței și a responsabilității asumate în momentul în care am acceptat să implementez partea programului de guvernare și nu la îndemnuri și amenințări ale unui pilot care și-a pierdut licența de zbor, a precizat pe Facebook Alexandru Petrescu, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Declarația vine în contextul în care premierul și noul secretar general al guvernului i-au avertizat pe miniștrii demisionari că pot fi sancționați penal dacă nu se prezintă la serviciu în cele 15 zile prevăzute de lege după demisie. Dacă e ceva urgent, doamna Carmen Dan trebuie să vină la serviciu, da? Dacă acum e vreo problemă, păsă. Nu trebuie să mai vină doamna Carmen Dan. Ba da, trebuie, este obligată legală în următoarele 15 zile, altfel răspunde civil și penal. Orice ministru care nu își îndeplinește atribuțiile, mandatul unui ministru încetează în momentul... Dar dacă semnează președintele Iohannis, practic... Nu, atenție. Nu. Nici măcar atât. În momentul în care se publică în Monitor Oficial decretul prezidențial prin care încetează mandatul. Până la acea secundă, fiecare ministru răspunde civil, penal și contravențional dacă nu își îndeplinește atribuțiile. Eu nu cred că se va întâmpla acest lucru și sper ca domnul Dragnea să nu le ceară să nu-și facă datoriile legale, amenințându-i cu excluderea din partid. Într-o declarație de presă, eu am spus că sunt la serviciu, ca în fiecare zi, și că îmi fac datoria la Ministerul Afacerilor Interne, transmisând astfel un semnal de stabilitate și către opinia publică, dar și către angajații Ministerului. Deci mi se pare de prisos să mă amenințe acum că răspund și penal și contravențional și administrativ și în toate felurile posibile, pentru că anticipează dânsul că n-am de gând să mă duc la birou. Carmen Dan îl acuză pe Sorin Grindeanu că a orchestrat o lovitură de stat prin forțarea publicării numirii lui Victor Ponta în Monitorul Oficial. Afirmațiile sale nu au rămas netaxate de fostul președinte al României, Traian Băsescu. Doamna Carmen Dan probabil a uitat când au blocat Monitorul Oficial, când au luat Monitorul Oficial de la Camera Deputaților la Guvern, în 2012, și atunci când eu spuneam că e lovitură de stat, dânsa spunea că e legal, sau tot PSD-ul urla că e legal. Scena politică românească este în șoc după schimbările din ultimele zile. Mulți aleși nu înțeleg cum s-a transformat Sorin Grindeanu din copilul cu minte al PSD în tânărul rebel al partidului. Un sondaj IMAS realizat la comanda B1 TV arată cum cota de popularitate a lui Grindeanu era peste cea a lui Liviu Dragnea, chiar și înainte de conflictul dintre cei doi lideri socialdemocrați. Potrivit studiului, în primele 5 luni ale guvernării Grindeanu, 35% dintre români vedeau cu ochii buni direcția în care se îndrepta țara. Mai mult, popularitatea mare a lui Sorin Grindeanu în rândul românilor a putut fi observată chiar după prima lună de la instalarea la Palatul Victoria. Un procent de 36,7% avea această părere. Grindeanu era văzut mai bine decât șeful PSD, Liviu Dragnea. Același studiu arată că în luna mai premierul se afla pe primul loc în topul încrederii cu un procent de 36,9% și îl devansa pentru prima dată de la numirea în funcție pe Klaus Iohannis. De altfel, când vine vorba despre nivelul de încredere asociat premierului Sorin Grindeanu, procentele nu fluctuează semnificativ în primele 5 luni de mandat, situație mai degrabă favorabilă, având în vedere și evenimentele din iarnă, dar și criza politică actuală. Nu același lucru putem spune despre Liviu Dragnea. Încrederea asociată liderului PSD a crescut de la începutul anului trecut și până în prima lună a lui 2017. Din luna februarie aceasta a scăzut cu aproape 10%, de la 32% în luna ianuarie la 22% în luna martie. Datele au fost extrase din studiul IMAS Romnibus, realizat lunar pe un eșantion reprezentativ național. Sunt intervievate telefonic minimum 1000 de persoane cu vârste de peste 18 ani. Studiul a fost realizat pentru B1 TV.
Incendiu puternic urmat de o explozie produsă pe platforma industrială de prelucrare a lemnului din Reghin. Zeci de pompieri cu 10 autospeciale cu apă și spumă au fost mobilizați la fața locului ca să stingă vâlvătaia. Pe parcursul nopții, două dintre echipajele de pompieri vor rămâne la fața locului ca să supravegheze dacă toate focarele au fost stinse. Inspectoratul pentru stat de urgență Horea județului Mureș a fost solicitat prin intermediul numărului de urgență 112 să intervină în localitatea Reghin în cazul producerii unei explozii urmate de un incendiu la un agent comercial care are ca și domeniu de activitate producția de plăci din lemn. În total au fost concentrate 10 autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autoscară de lucru la înălțime, o autospecială de suport logistic și o ambulanță smurd. A afectat instalația de transport materie primă. Din fericire nu am avut victime. Accident cumplit în județul Brașov, un om a murit și un altul a fost grav rănit după ce o mașină a intrat sub o cisternă care transporta lapte. În urma impactului, ambele persoane au rămas încarcerate în autoturism. Pentru una a fost prea târziu ca să mai fie salvată, iar cealaltă se zbate acum între viață și moarte pe un pat de spital. Imagini cumplite s-au derulat pe DN13 între localitățile Hoghiz și Rupea, o zonă cunoscută de localnici drept Drumul Morții. Traficul a fost oprit după ce o mașină în care se aflau două persoane a intrat sub o cisternă, care transporta lapte. A fost o intervenție destul de dificilă, a trebuit să îndepărtăm bolul și portierele pentru a putea scoate victima, respectiv persoana decedată dintre fiarele autoturismului. S-a depăsat la fața locului un echipaj pentru descarcerare, cât și două ambulanțe. În urma impactului violent, ambele persoane au rămas încarcerate în autoturism. Bărbatul de 37 de ani nu a mai putut fi salvat de echipajele de la descarcerare. Femeia de 31 de ani s-a ales curent grave, spun medicii de la ambulanță sosiți.